Numărul focarelor de pestă porcină africană a crescut în județul nostru. În momentul de față, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călăraș a confirmat focare de pestă în 10 exploatații non-profesionale de suine. Astfel, două focare sunt semnalate în Comuna Perișoru, în sat Mărculești și fosta fermă Prodasem Jegălia, două focare în sat Dorobanțu, Comuna Dorobanțu, două focare în Vărăști, Comuna Dorobanțu, un focar în Bogata, Comuna Grădiștea și trei focare în Comuna Ciocănești. Pentru o perioadă de 45 de zile de la acțiunea de dezinfecție finală în exploatațiile declarate focar de pestă porcină africană, este interzisă mișcarea suinelor, produselor și subproduselor, a gunoiului de grajd provenit de la suinele prezente în exploatațiile afectate. Mișcarea animalelor din celelalte specii va fi efectuată doar cu acordul DSVS a Călăraș în baza notificării medicului veterinar de liberă practică la nivelul localităților. În cazul în care constatați prezența cadavrelor de porci domestici sau mistreți, chiar cadavre în putrefacție aruncate la gunoi sau în alte locuri, anunțați în regim de urgență DSVS a Călăraș și primăria de pe raza localității.